În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Maria, partea cea bună, și-a luat, care nu se va lua de la ea. Iubiți credincioși, astăzi este o zi cu o încărcătură foarte mare, pentru că ne aflăm într-o zi care are pe deasupra ei mai multe praznice, și anume, prima dată este duminică, ziua Învierii. A doua este duminica de dinaintea Înălțării Sfintei Cruci și cea mai importantă este și 8 septembrie, nașterea Maicii Domnului. Dacă cei care au trecut pe la iconostas au văzut o icoană cu nașterea, să știți că nu este icoană cu nașterea Mântuitorului, este icoană cu nașterea Maicii Domnului. Spuneam de adormirea Maicii Domnului că pericopa pe care Sfinții Părinți au rânduit a se citi de fiecare dată când sunt praznice închinate Maicii Domnului este aceea în care Mântuitorul vine în casa lui Lazar și a surorilor lui Marta și Maria. Vă aduc aminte câteva cuvinte. Marta se sirea să facă o spăț mare și sora Maria stătea la picioarele lui Iisus și Marta a venit la Mântuitorul și l-a întrebat aluziv: nu ți se pare că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Și atunci Mântuitorul i-a spus: Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, un singur lucru însă trebuie. Maria, partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Apoi, ieșind afară, o femeie din popor, spune Sfântul Evanghelist Luca, a ridicat glasul și a zis: fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai supt. Atunci Mântuitorul a răspuns: așa este. Dar fericiți sunt și cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Iată, este vorba de un fapt de viață cu care ne întâlnim în cursul anului de câteva ori. Și atunci când ni se părea nouă că am mai stors câte ceva, astăzi avem marea șansă să ni se dea și o cheie în care să interpretăm ceea ce s-a întâmplat în casa lui Lazar, a Martei și Maria. Și anume, fiind și duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, Sfinții Părinți ne-au rânduit o pericopă scurtă și cuprinzătoare, în care ni se spune că Mântuitorul a spus mulțimilor: cel ce voiește să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să-mi urmeze mie, și precum Moise a înălțat șarpele de aramă în pustie, așa și Dumnezeu a înălțat pe Fiul Său, ca tot cel ce crede în Trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pentru că Fiul Omului n-a venit să judece lumea, ci să slujească lumii. Cheia, spuneam că este aici, pentru ceea ce am învățat în casa lui Lazar. Și anume, este vorba de modele. Precum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa și Dumnezeu a înălțat pe Fiul Său. Înseamnă că în lumea aceasta, ca să ne vindecăm, pentru că în câteva cuvinte vreau să vă spun despre ce este vorba, când mergeau prin pustie în timpul celor 40 de ani de peregrinări din Egipt până în țara făgăduinței, poporului i s-au trimis diverse încercări, una dintre ele însă cumplită. Au apărut în pustie niște șerpi și cei care erau mușcați de șerpi mureau pe loc. Și atunci Moise s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a spus să facă un șarpe din aramă și să-l înalțe. Și cei care se uitau, după ce erau mușcați de șarpe, la acel șarpe de aramă, rămâneau sănătoși. Iubiți credincioși, nu știu dacă cineva v-a spus că de fapt acesta este principiul medicinei. Poate ați mai văzut pe Asclepios că este în chipul șarpelui înconjurând un potir
dar nu v-ați gândit niciodată că de fapt a te uita la Hristos, care nu e departe, este în noi, și după ce ne împărtășim și după ce facem o rugăciune, Hristos este în noi. Dacă ne uităm cu mintea în Hristosul din noi, atunci cu siguranță că se va reseta într-un fel organismul nostru, și dacă a fost mușcat de șarpele unei boli și unei neputințe, cu siguranță că își va reveni. De aceea am folosit această cheie să vă spun câteva cuvinte în ziua răznuirii Maicii Domnului despre ce înseamnă să-ți alegi model. A-ți alege model, să știți că nu este un lucru așa de simplu. O să spuneți, bine, bine, chiar în lumea aceasta în care nu mai avem modele, să găsim modele, da. Sunt modele mai multe decât erau odinioară. Pentru că cu cât este societatea mai împărțită, cu cât neputința este mai mare și cu cât aglomerația de interese bate la ușă în fiecare secundă, cu atât modelele, să știți că sunt lăsate de Dumnezeu, numai că noi nu le luăm în seamă. Cine, de exemplu, poate să mai bage în seamă pe cineva care lasă totul material și se retrage în pustie și învață de acolo lumea? Nu, nimeni nu mai are timp să mai stea cu mintea către a citi o carte din care să afle ceva. Vezi o știre, mai vezi un anunț, te mai îmbrobodește o reclamă la niște pastile care fac de toate, și acestea sunt modelele nici de cum. Modelul principal este Maica Domnului, pentru că ea pornește din cer ca să ne arate nouă că se poate. V-am mai spus, dar vreau să ne aducem aminte frumos de părintele acela care, fiind într-un vagon de tren, citind din cartea de rugăciuni, este interpelat de o fetiță de vreo 3-4 ani, care l-a urmărit de când a intrat în vagon, că nu face altceva decât să citească dintr-o cărțulie, și la un moment dat a văzut că din acea carte a căzut un semn de carte, numai că nu era unul deosebit, nu era unul obișnuit, era unul deosebit, care avea chipul Maicii Domnului. Și fetița l-a întrebat: nene, nu te supăra că n-a știut să se adreseze într-un fel sau într-altul. Barba i-ar fi zis că seamănă cu Dumnezeu. De-aia a îndrăznit să-l întrebe cine este persoana din poza aceea. El s-a uitat la fetiță, s-a uitat la poză și i-a spus: este mama mea. La care fetița a rămas puțin încurcată. S-a uitat și ea, i-a cerut poza, s-a uitat și la ea, și la poză, și la persoana din față, și a zis: nu vă supărați, dar nu prea semănați cu mama dumneavoastră. Atunci el i-a spus: crede-mă, fetiță, în fiecare zi mă străduiesc să semăn cu ea. Acesta este modelul. Poate că nu semănăm cu el pe din afară, dar trebuie să semănăm pe dinăuntru. Și dacă suntem oarecum întristați că nu mai găsim modele la tot pasul, de exemplu, mie îmi lipsește duhovnicul părintele Arsenie, dar nu că a fost înlocuit, Doamne ferește, dar discuția duhovnicească și spovedania trebuie să continue. Modelul este acum în mine. Știu ce să spun celui care mă ascultă ca să mă spovedească, din ceea ce mi-aduc aminte că mă întreba părintele și îi spuneam, și încercăm să ducem mai departe modelul pe care îl avem. Dar să știți că model de multe ori este cel din fața noastră pe care îl confundăm. Ca să descrețez puțin, îmi aduc aminte când sora mea, Luminița, cred că avea vreo 7-8 anișori, când ne-am dus la celebra frizerie Ciufulici, acum nu mai știu dacă o să mai practic așa ceva, ne suia pe niște animăluțe de lemn și ea, de când a intrat în frizerie, a fixat o fetiță cam de vârsta ei. Se uita numai în capul ei, ca să rețină toate detaliile, și în momentul în care i-a venit și ei rândul,
și fetița dădea să iasă, pentru că ieșise de sub mâna aceleiași vizerițe, i-a spus: Doamnă, vreau să mă tundeți ca pe fetița aceea. Și atunci i-a zis vizerița surorii mele: Auzi, dragă, tu ești un zi exact ca ea. Dar hai să ți-l aranjăm puțin ca să-ți dai seama. Asta înseamnă să confunzi modelul. Avem în noi tot ceea ce ne trebuie. Și ne uităm la unul sau la altul și credem așa că din afară ne-ar servi ca model. Nu. Și noi avem aceleași calități pe care le admirăm la cineva, numai că trebuie să le punem în valoare. Asta înseamnă să căutăm model. Nu contează foarte mult să-l și găsim, contează foarte mult să-l căutăm. Pentru că, de fapt, Dumnezeu apreciază la noi drumul pe care suntem, nu destinația la care trebuie să ajungem. Pentru că altfel e posibil ca toată viața să alergăm până la o destinație și să credem că acolo este fericirea. Nu! Fericirea este drumul până acolo. Fericirea, împlinirea și modelul din noi ne învață că, de fapt, călătoria este frumusețea vieții. Ce ar însemna să așteptăm de fiecare dată să ajungem? Ce să ajungem? Să ajungem în clasa întâi, să ajungem în clasa 8-a, să ajungem la liceu, la facultate, să ajungem părinți, să ajungem bunici. Păi dacă așteptăm să ajungem ceva, când ne mai putem bucura? Că în momentul în care am ajuns undeva, deja vedem ușa cealaltă, că să ajungem și dincolo. Și atunci, vedeți, dacă nu înțelegem că adevărata fericire nu este destinația, ci calea până la ea, înseamnă că nu am înțeles nici ce este modelul. Ce ar însemna să ne punem în minte, până nu ajung, când e cu tare, nu pot să mă bucur de nimic. Nu. Acum, când mi-am pus acest gând, deja am început o călătorie către modelul meu și călătoria aceasta înseamnă, de fapt, tot ceea ce mi se poate oferi. Iubiți credincioși, a avea un model nu înseamnă a-l și pipăi. Modelul trebuie să-l ai zugrăvit în mintea ta și modelul este în fiecare dintre cei pe care îi vedem. La unul admirăm ceva, la altul admirăm altceva. Important ar fi să nu ne oprim și să dăm la o parte ce ne place la cineva și să scormonim până când găsim și rugina din spatele oglinzii frumoase. Nu. Trebuie să știm că a ne alege un model și a avea un model înseamnă să-l luăm în partea cea bună. Imaginați-vă că un anumit model de-al nostru se comportă frumos într-un anumit fel și poate că are și el slăbiciunile lui. Și poate că atunci când le vom vedea sau le vom băga în seamă, slăbiciunile acelea tind să șteargă din noi tot ceea ce am admirat la el. Dar a avea model până la urmă înseamnă nu neapărat să fim la școală, nu neapărat să avem o anumită vârstă. Știu că nu e bine și nici frumos să vorbești despre sine, dar acum vreo câteva zile ieșisem afară așa foarte neglijent, era foarte mare aglomerație și îmi făcusem și o baie pe cap și eu așez un prosop așa. Nu mă cunoșteau, cred că, nici dintre ai mei, decât cei care știu că eu așa ies din baie. Am ieșit pe stradă, bineînțeles, să dirijez câteva mașini ca să nu atingă pe altele. Și din spate aud pe cineva să rămână părinte. În momentul acela mi-am dat seama că reverenda mea nu este numai ceea ce se vede pe din afară. Și am întrebat-o soră, dacă cum m-ai recunoscut? Zice, da, eu nu știu dacă dumneavoastră mă recunoașteți pe mine. Zic, eu te recunosc, te văd așa. Era fiica mea duhovnicească de atâția ani și era îmbrăcată cam cum venea și pe la biserică. Venea la un spectacol de alvinteri. Și când am ieșit în casă și am așezat tacâmurile, că veniseră și fetele mele, fiica cea mică m-a întrebat ce am pe mână. Aveam o pată de ruj. Pentru că fiica mea duhovnicească îmi lăsase și o amprentă când mi-a sărutat mâna. Și am spus, uite,
cred că este cel mai frumos engolpion pe care pot să-l port vreodată. Și pe veșmintele acestea, să știți că mă uit și nu e zi în care să nu mai văd cât o pată de ruj. Eu cred că aceasta este crucea cea mai frumoasă pe care poate să o aibă un veșmânt. Ca să constați că cineva te iubește în sensul iconografic, nu iconoclastic. Cineva care te ia ca model, deja te așează pe o anumită direcție. Și nu vă gândiți că acum noi cei care căutăm modele, trebuie să uităm un aspect. Suntem model pentru ceilalți. Așa trebuie să ne șlefuim. Pentru că în momentul în care ai responsabilitatea că cineva se uită la tine ca la un model și zice să rămână și când ești cu bazmaua pe cap, care nu stă într-un mare fel, atunci îți dai seama că responsabilitatea ta este dincolo de a-ți căuta un model, de a căuta modelul din tine ca să fii celorlalți model. De fapt, aici am vrut să ajung în așa mare sărbătoare a Maicii Domnului. Nașterea Maicii Domnului a însemnat o pornire în lume a unui model, dar nu un model care n-avea alt model. Modelul Maicii Domnului era cerul și a rămas și pentru noi modelul din ea, tot cerul. De aceea, astăzi, în așa zi frumoasă de praznic al nașterii Maicii Domnului, atunci când nu mai suntem bulversați cum să-i spunem celuilalt la mulți ani sau să trăiască cu numele și așa mai departe, când pur și simplu să ne bucurăm de viață, pentru că Maica Domnului este viața vieții, în această zi putem să plecăm acasă că am înțeles ceva, și anume să nu mai căutăm prea mult modele, să căutăm să fim noi model. Cred că aceasta este strategia adevărată a unui om care vrea să trăiască frumos. Degeaba te uiți să trăiești și tu ca celălalt. Degeaba zici să fiu și eu sau să am și eu ca celălalt, dacă nu ai conștiința că există cineva care se uită la tine ca la un model și trebuie să nu-l dezamăgești. Iubiți credincioși, eu unul personal mulțumesc Maicii Domnului că m-a ocrotit până acum toată viața și mi-a oferit ca icoana ei să-mi fie și mie model și să pot să spun celorlalți, este mama mea. Mulți o să spună, părinte, nu prea semeni, dar atât le spun, credeți-mă, chiar mă străduiesc să semăn. Dacă ne vom strădui să semănăm, vom începe să înțelegem că dincolo de veșminte, dincolo de trup, dincolo de neputință, există sufletul nostru, strălucire din Dumnezeu, care ne ajută să arătăm în fața oamenilor că într-adevăr ne străduim să semănăm cu mama noastră. Pentru că dacă ne vom strădui, cu siguranță că vom și reuși. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.